La insistența jurnaliștilor, conducerea primăriei Roman a acceptat să realizeze un soi de zi a porților deschise la cantina socială, cunoscută drept Casa Pâinii, unde iau masa zilnic un număr de 224 de persoane foarte sărace. 10 dintre aceștia primesc mâncarea acasă pentru că nu sunt deplasabili. La aceștia se adaugă în timpul sezonului rece și cei 9 asistați social, așa numiții oamenii străzii, care trăiesc la adăpostul de noapte Casa Speranței. Toți cei care mănâncă la cantina socială de luni până vineri primesc sâmbăta și duminica alimente din care își pot prepara singuri hrana. 924 de beneficiari, dintre care 10 sunt ducem hrana la domiciliu pentru că nu sunt deplasabili. Despre meniu, să ne spuneți, încercați să alternați, să aibă și carne în fiecare zi. Deci, cum carne gândeți? Este în fiecare zi. Nu au meniu fără carne. De exemplu, luni am dat ciorbă de cartofi cu mazăre cu cârnați. Astăzi au ciorbă de perișoare cu pireu cu ficăței la tavă. Borș de afumătură, mâine au borș de afumătură cu ciorbă, cu fasole cu cârnați, sâmbătă o varză la Cluj. Pentru faptul că e foarte frig, există un meniu special sau e pur și simplu... Nu este meniu special, este un meniu care încercăm să le dăm hrana fierbinte. Deci noi acum am luat-o de pe aragaz, acum le împărțim. Nu... Ce buget aveți pentru hrana acelor 100? Este 12 lei pe zi. De beneficiar. Alocat, da. Alocația beneficiară este 12 lei pe zi. Pe lângă mâncarea caldă, înțeleg că mai primești și conserve. Da, hrana rece care se dă sâmbătă și duminica, conserve, pateuri, mălai, făină, ulei, orez. Deci au ficat congelat, pui congelat, de au să-și prepare și ei acasă sâmbătă și duminica. De nouă care sunt acum la Casa Speranței sunt incluși în programul ăsta? Toți beneficiază? Toți. Au chiar și cel care e de la Bacna sau de unde e? Da, pentru că este pe localitatea noastră, pe Roman, și au dosar, le-am făcut dosar aici. Și vin toți la masă? De aici, pentru Casa Speranței, le ducem și mănâncă seara acolo ca să fie caldă. Nu pot să le dau acum. Seara se răcește, deci mănâncă hrana rece. Atunci am preferat să ducem hrana mai după amiază, ca ei când ajung în adăpost să fie caldă. Deci ei vin de luni până vineri aici la ora 12, asta e înțelegerea? Deci ei vin de luni până vineri, între orele 12:30 și 2:30. Incidente ceva cu ei, probleme? Nu sunt. N-am avut și sperăm să nu avem. Fac mofturi? Da. În ce sens mofturi? În sensul că... ori e puțină, ori nu au carne, dar vedeți, puteți să și filmați să vedeți că carne este în fiecare zi. Nu avem meniu fără carne. De masa la cantina socială beneficiază și foarte multe persoane care par apte de muncă, dar care pretind că nu găsesc un loc de muncă la care să poată fi acceptați. Nu am niciun venit, nu am nimic, am o simplă cantină. Ați mai lucrat undeva? Mai lucrat? Am lucrat la uzina de țevi, la țevi la noi aici, la Metal Steel. 47. La 47 de ani, dar nu se mutea, dar este jenant, dacă asta este situația, s-au închis uzinile. Am lucrat, am avut meseria de măcarăgiu, n-am fost un boschetar, nu nimica. Nu pot să mă duc să dau un cap la nimeni, doamnă. Asta este situația, trebuie să ne acomodăm traiul și vieții. Poftim? La forțele de muncă, că sunt locuri de muncă. La forțele de muncă. Păi, sunt locuri de muncă. Nu sunt niciun loc de muncă, nu este. Nu ne dă. Când zic că sunt țigani, ei nu-i de locuri de muncă. Nu, nu-i de. Am fost pe stăși, nu-i de locuri de muncă nouă. Aveți familie, aveți copii. Avem, cum să nu avem. Da? Nu-i de nou locuri de muncă, că zic că sunt la Grajul, sunt țigani. Noi suntem la Grajul, la Sazul Olimpic. Și veniți în fiecare zi la masă? Nu, mai în fiecare, dar până vineri. Până vineri, la tot. Vinerea vă dăm mâncare și pentru sâmbătă și duminică? Da, sau, da. Și pe lângă mâncarea caldă, primiți și conserve, ce mai primiți? Da, și rană rece, salamuri, conserve, pateu. Suficientă pentru cam câți oameni, să spunem? Cât sunteți în familie? Eu sunt singur, atâta. Nevasta, nu am nevastă. Am înțeles, dumneavoastră? Noi suntem 8. 8 sunteți și vă ajunge mâncarea? Da. 4 porții, mi-ajunge. Asta e. Alocația zilnică de hrană pentru un asistat social care mănâncă la Casa Pâinii este de 12 lei, din care se asigură două feluri de mâncare caldă și desert. Cuantumul alocației de hrană este ceva mai mare decât cel alocat pentru hrana unui bolnav internat în spital.